facultatea de sociologie, îl facem o dată și de asemenea social, îl facem o dată pe, pe an universitate, semestru. Dar și trebuie să mulțumesc colegilor de la Agenția Națională a Românilor, Centrul Național de Cultură a Românilor și Uniunii Studenților din România, pentru că au facilitat și și-au dorit acest eveniment. Așa că, pentru a da cezarul din ceea ce s-a făcut, prima dată o să-i las pe ei să vă spună ce i-a motivat să facă acest lucru. Pentru cine nu mă cunoaște, numele meu este Gheorghe Duminică, sunt cadru didactic în această facultate, absolvent al acestei facultăți și ăla care lasă copiii repetenți. Vorba bine. Da? Hai, o să trec cu Alex prima dată. Da? Alex Stan, vicepreședintele Uniunii Studenților din România. El a fost cel care a tras de noi să facem acest eveniment în această săptămână. Așa că, Alex... Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Eu sunt Alex Stan, pe unii dintre voi vă mai cunosc, unii nu-i cunoaștem acum, nu-i problemă. Sunt vicepreședintele Uniunii Studenților din România, responsabil de direcția de reprezentare studențească și, ce să vedeți, se întâmplă să fiu și rom. Și mi-am dorit să fac chestia asta, mi-am dorit să fac cursul ăsta, pentru că am mai participat la el, pentru că mi s-a părut foarte interesant. Mi s-a părut un loc din care am învățat extraordinar de multe și am simțit că vreau să împărtășesc cu voi și că vreau să fiți mantra la celebrarea pe care o facem noi, să vă bucurați alături de noi. Cât despre eveniment în sine, nu o să vorbesc pe foarte mult, eu am vrut doar să vă salut și să vă urez bine ați venit și mulțumim pentru prezență. În schimb, o să las persoana care a adus greul din partea Uniunii Studenților de România, și anume Andru, managerul de proiect, pe care vreau să-i dai și multe aplauze. Mulțumim frumos și Andru, te rog. Bună tuturor, bine ați venit! Noi vrem să vă mulțumim pentru că sunteți astăzi alături de noi. Acest curs face parte din proiectul EduWeek, un proiect organizat de Uniunea Studenților din România cu scopul de a promova educația în rândul studenților. Printre activitățile noastre se numără și consultări cu studenții reprezentanți, un concurs de cultură generală, o pregătire și un training. Acestea fiind spuse, mult spor și sperăm să vă simțiți bine alături de noi. Bună ziua! Eu voiam să vă spun Mihai Neașu, numele meu, sunt director al Centrului Național de Cultură a Românilor. Voiam să spun ce n-a spus Geluc, deși nu pare de bine omul și e important să spun. La mine toată lumea știe, adică... Poate sunt studenți care te văd pentru prima oară și eu am vrut să subliniez acest lucru. Noi suntem colegi, prieteni de 23 de ani. Suntem mândri că un coleg al nostru a ajuns să fie profesor la facultatea unde și el și noi, noi am fost studenți. Evenimentul de astăzi este cursul pe care de obicei îl știți, numai că astăzi se află sub egida Rom pentru România, inițiativa Agenției Naționale pentru Rom și Agenția Națională de Cultură a Romilor. Rom pentru România pentru că am avut, avem foarte mult de oferit României și România are să ne ofere nouă. Poate în decursul istoriei nu a fost chiar un schimb formația care promovează cultura romă la cel mai înalt nivel era să cadă microfonul de la Angelul Duminică. Formația care promovează cultura romă la un nivel foarte mare, pentru că majoritatea cântecelor se produc în limba romanie. Acestea fiind spuse, îl rog pe președintele Agenției Naționale pentru Rom să ne spună câteva cuvinte, Iulian Paraschiv, dar căutăm la început, la sfârșit. Da, este un Mihai. La șoc este un mende, te pute doar după magazicanez. Pe care... Salutare tuturor, eu sunt Iulian. Și mă bucur tare, tare mult că astăzi am reușit să ne strângem aici, în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, și vreau să mulțumesc în primul rând domnului decan, domnul Lucea, pentru găzduire și domnul decan Claudia Călinescu, pentru sprijinul pe care l-au
Constantinescu, scuze, Claudia Constantinescu, pentru tot sprijinul pe care l-au acordat pentru organizarea acestui eveniment. A fost organizat de scurt, dar iată că ne-a ieșit, suntem mulți, sala este plină, sunt sigur că o să vă placă și ca de fiecare dată, pentru că atunci când vine vorba despre rom, noi atragem foarte, foarte mult atunci când vine vorba despre muzică și vreau să te mulțumesc și celor de la Mahala Imata pentru că au dat curs invitației noastre. Îi fac cinste nu doar nouă romilor, ci și României. Bitul lor este renumit în toată Europa. Rom pentru România este un eveniment pe care Agenția Națională pentru Rom, Centrul Național de Cultură al Romilor, Departamentul pentru Relații Interetnice și toți partenerii noștri din societatea civilă, inclusiv Agenția Împreună, coordonată de Gelu Duminică, încercăm ca în parcursul acestor zile să venim în fața, inclusiv aici, în fața voastră, cu elemente care țin de o cunoaștere mai profundă, o cunoaștere mai bună a ceea ce înseamnă român țigan în România. Minoritatea română este cea mai numeroasă, dar și cea mai populară minoritate din România și Europa. Noi încercăm ca în cadrul acestor evenimente să aducem un prim plan elemente care țin de tradiție, de obiceiuri, de ceea ce românii au oferit României sau că au avut în trecut. Sunt sigur că cel la mulțul știu ce efecte produce fursul și băieții de la Mahara, așa că nu rămâne decât să vă spun că sunt tare bucuros că v-ați trăs în urmă atât de mare. Sper să vă și placă. Noi v-am adus și niște broșuri, unde să vedeți acolo niște persoane teste din Roma și probabil că o să aveți și surprize atunci când, dacă o să aveți curiozitatea să răsfoiți acea broșură. Charlie Chaplin, Anton Pan, voivodul Ștefan Răzvan, nu doar Dani Mocanu, Țancă sau alții iluștri artiști pe care YouTube-ul, iată, ne arată că ne trebuie. Și ca să închei, spun doar atât, maneaua și vizualizările pe care ei le au în YouTube, să știți că nu sunt absolut sigur că nu noi, domnii, facem ratingul ăla atât de mare. Și cred că este o chestiune care ține mult de mediul social, nu doar cei care nu au studii superioare sau cum au educația ascultă Țancă. Eu am văzut și am participat la numeroase evenimente unde, după 12 noaptea, cei care spun că nu ascultă mănânc și că, vai, ce urci, ce nasol este, după ce tequila sau, nu știu ce, cocktailul și cea simțită prezența, începeau să se urce pe mese, deci niște chestiune, adică suntem un pic improviți în sensul ăsta, dar cred că mai mult o să vă spună Gelu. Vizionare plăcută, Gelu, ne bazăm pe tine, succes! Vestea bună e că o să ascultăm manele astăzi! Da, vestea mai puțin bună este că o să facem o incursiune în istoria României. Și o să discutăm despre contribuția romilor la ceea ce înseamnă dezvoltarea poporului românesc. Acest curs, în principiu, se numește Încăutarea de Unități. Pentru că, de fapt, ceea ce noi încercăm prin acest eveniment este să oferim recunoașterea necesară unei minorități care de foarte multe ori este plită și judecată pe nedrept. Și o să discutăm despre asta în această oră și mai. Rugămintea mea este să vă manifestați așa cum simțiți voi. Da, dacă vă place să aplaudați, dacă nu vă place să faceți bubu. Da? Însă, ideea este să le ținem mintea și sufletul deschis. Este un joc cu propriile noastre prejudecăți. Doi, nu luați ceea ce voi spune ca adevăr absolut. Ci este doar o perspectivă pe care o am având la bază cunoașterea extrem de limitată pe care am reușit să o cuprind în urma cărților pe care am citit și experiențele. Însă tot ce spun eu poate fi verificat. Așa că, da, cu mulțumirile mele de acum către colegii mei de la Mahala Raimanda, Aurică, Zătălu Dălbach, da, haideți să începem cu prima parte. Bună ziua și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Dacă n-am avut ocazia să vin la școală, când am fost mai tineret, iată că mă cheamă Gelu Duminică, mă cheamă Iulian Paraschiv, Mihai Neacșu, să-mi refac studiile.
vorbeam puțin și treceam la fapte. Mi-ai spus maniera de rezul, da? O cântăreață de etnie romă, atenție, te rog. Iulia Muscalu va încerca să cânte ca acolo, nu știu, să vedem dacă reușim. O fată de 25 de ani, aducem în valoare, da? Domnul așa. Este unul dintre simbolurile folclorului din România și considerată cea mai bună cântăreață de folclor pe care România a avut-o vreodată. Dacă v-ați spune că era de etnie romă, a schimbat ceva? Bă, dar la țancă schimbă. De atunci ați dat și mă gândesc, dacă nu cumva judecăm ciudat contribuția romilor în funcție de genul muzical, ce ne place, ce nu ne place și așa mai departe. Din punct de vedere istoric, marii muzicieni și păstrători ai folclorului românesc sunt în proporție covârșitoare de etnie romă. Și tot ceea ce în momentul de față avem așa ca element identitar folclorului românesc a fost păstrat și dezvoltat de către romi. Pentru simplu motiv că cei 500 de ani de sclavie au luptat să facă chestia asta. Unul dintre neamurile romilor din Zdav, care era cel mai scump din punct de vedere financiar, atunci când se viteau la mâncat în târgurile de sclavi, erau lăutari. Lăutarii au fost și au menționat așa de la 1400 în documente și erau cei care asigurau alături de alte neamuri de romi entertainment-ul vremurilor. Pentru că, da, tot ceea ce înseamnă entertainment, distracție, era susținut de către sclavi. Fie că vorbim de lăutari, fie că vorbim de ursari, circari, fie că vorbim de măstărici, promotorii teatrului în spațiul românesc. Vasilache Țiganu, zice Alexandru, de cele, în față de cele două personaje, Marioara și Vasilache. Dar și așa mai departe. Însă, nu făceau că vreau ei. Și pentru simplu motiv, că erau obligați să facă. Nu cântau muzica lor, pentru că deținătorul, indiferent că era biserica ortodoxă, voievodul sau privații, îi obligau să cânte ceea ce ei vreau. Și vreau să cânte un pic altceva decât muzica lor, identitatea. Atunci, marea întrebare pe care eu o am ca și ipoteză de cercetare, că toți suntem la sociologie, este dacă romii au păstrat și au fost contributori ai identităților naționale sau au ajutat la dezvoltarea și polișarea identității folclorice a românilor. Foarte mulți dintre marii artiști și marii muzicieni pe care România îi are
își trag seva de la Lăutan. Vindereu este cel care l-a influențat puternic pe Ciprian Porumbescu, fiind de fapt mentorul lui. Iar Enescu, al doilea mare muzician pe care România l-a avut în perioada interbelică, a învățat muzica de la Lăutan. De altfel, Enescu a fost și unul dintre puținii mari muzicieni intelectuali ai vremurilor care au simțit nevoia, a simțit nevoia să ia atitudine față de politicile de deportare și epurare etnică puse în practică de către guvernul antonescian, ducându-se la Antonescu și spunând, citez, dacă am deportat țiganii mei, eu plec din țară. I-a deportat. Dar el a plecat. Dar acum trebuie să punem în context lucrurile astea, în momentul în care vrem să înțelegem ce a însemnat minoritatea asta pentru tot ceea ce înseamnă România, că toți vorbim de campania Rom pentru România. Unii deveniți atât de buni, încât la un moment dat, dar atunci când erau sclavi, erau vedetele foarte stabile ale vremurilor. Un fel de Adrian Copilul Minune și Salam la un loc. Adică unde se duceau, era festival. Mare festival. Și erau susținuți de către boieri, da? Pentru stimă de sine, recunoaștere, dar să se ducă în turnee. Însă nu erau neapărat niște turnee în care ei să se bată, ci mai degrabă uite pe cine a ajuns un sclav. Mulți dintre ei erau primiți inclusiv să învețe muzică la poarta Stambulului. Și aproape nu veneau de acolo cu lici și menea, ci veneau cu mania. La Cantemietru, în care sa din descrierea Budovei, spune că atunci când se îmbătau bine boierii, se îmbătau des. Da, prima dată, când nu erau beți, ascultau și ei cultă, după care o dădeau pe manea, spune că am trimis, și ca să audă lumea cât de șmecheri sunt, plăteau cu tun. Adică acum e acum cu dedicație fără număr, să vadă lumea cât de tare ești, atunci ăștia puneau tunul în grădină și începeau să tragă mult și bine, să audă toate satele din prejur, că bă, cine ești tunul, cine este tunul, cine ești tunul. Unul dintre ei a devenit atât de faimos încât a beneficiat inclusiv de iertare. Iertare însemna, de fapt, eliberarea din robie. Și foarte mulți lăutari îl tratau cu cel mai mare respect de care era cineva în stare. Da, unii dintre compozitorii vremurilor care veneau și, da, uite, Liszt, da, veneau și concertau aici, erau fascinați de ceea ce acest lăutar putea să facă cu Felisa. Da, el a primit eliberare, este mormântat la Iași, în momentul de față, da, în curtea unei biserici. Când vă duceți pe la Iași, v-aș ruga tare mult să ajungeți la mormântul lui Patru Militari și să aprindeți așa o luminare pentru cei 250.000 de sclavi care au fost eliberați în anul de grație 1856. 250.000 de sclavi care reprezentau 7% din populația regatului la acea vreme. În momentul de față, romii reprezintă fix 7% din populație. Cam cum suna oda care era închinată lui în momentul în care apărea. Pentru un moment în care apărea undeva și erau alți lăutari, se cânta această melodie. Dar mulți spun că el o cânta. Nu. Da? Și eu era cântată de alții. Pentru simplu motiv că în cultura identitară României există un element care se numește rom pachivalo, rom de onoare. Iar faptul că tu ești pachivalo de onoare, ceilalți spun, nu tu spui despre tine. Dacă spui tu despre tine, e doar la urmă. Dar barul lăutar nu se lăută. Ceilalți îl lăutau. Cam cum sună melodia aia, o să ne exercifice Aurin. Încercăm. Da? Thank you.
asta, adică nu să ducem melodica. Poate nu de alta, dar am trecut vreo 5 ore. Așa că ducem în scopă și repede. Da, din perioada robiei au rămas foarte puține melodii. Foarte, foarte puține melodii. Dar pentru simplu motiv că muzica a evoluat. Sound a evoluat. A evoluat. Și că foarte multe din mesajele care erau atunci nu mai sunt actuale. Atunci se vorbea foarte mult despre iubire, dragoste, floricele și așa mai departe. Acum bani, avere, dușmănie, ce să facem? Asta e societatea. Dar lăutarul nu cântă despre ceea ce simte el, ci cântă despre ceea ce comunitatea și, la urma urmii, consumatorul își dorește. Da? Și în momentul în care el ar cânta doar despre iubire, n-ar mai primi recunoaștere. Da? În momentul în care cântă despre dușmani, ăla zice să moară dușmanii, zice să trăiască familia, tăși pentru milodare. Da? Lucrurile astea trebuie să ne uităm la versuri ca și elemente identitare, elemente care definesc societatea, pentru că noi făcum și multe sociologie, comportament depinde de context și de situație. Deci ești ce? Și comportamentul lăutarului în loc de fiță, tot depinde de situație, că doar nu o să depinde altfel. În perioada aia, cam ala era contextul. Iubire, dragoste, tabor de Iași și așa mai departe. Dar o melodie din robie a revenit puternic totuși în topuri. Acum câțiva ani, readusă în atenție de o trupă de la Plejan. Da, o să rog pe Aurica sună. Câte prima dată? Cum suna ea așa? Acum vreo 100 și ceva de ani. După care, să încerce să o aducă în timpurile actuale. Cu siguranță o știți. N-aveți cum să nu știți. Așa vă trebuie să 100 de ani.
De foarte multe ori, da, în momentul în care auzim sound-ul actual al manelor, zicem că era. Dar pentru mine muzica este muzică. Înțeleg să nu-ți placă de genul muzical, dar băiatul, se poate cu normal, știi, se poate de ok. Însă a trata o muzică inferioară doar pentru că ție nu-ți place. Nu e ceva despre tine. Da, adică de foarte multe ori trebuie să avem în vedere că, uite, Verdi, la începutul lăsar, a fost culit. Și multe opere de-a lui Verdi au fost un eșec de casă. Major. Dar timpul a fost cel care a gestionat și ne-a arătat dacă o lucrare muzicală rezistă pe piață, înseamnă că este valoroasă. Dar, Doamne, iartă-mă, opera lui Verdi, e acolo. Maneaua este în spațiul românesc de vreo 200 de ani, așa, cel puțin mai mult în alt. Dar și multe, cum să spun, opinii contrare au existat inclusiv în perioada fașoftistă. În perioada fașoftistă, mulți au venit și au spus dintre intelectualii care studiau în Paris că, doamne, de fapt, Maneaua reprezintă o orientare retrogradă a spațiului românesc către Orient. Și că ar trebui să se renunțe la acest gen muzical. Alții au venit și au spus, nu, Maneaua este parte din identitatea românească. Ar trebui să o favorizăm. Vă rog să citiți o poezie care se numește Eu sunt român, am implacuță, dar în care, în 1857, dacă nu aduc bine aminte, dar scrie ceva de genul, dom'le, eu când nu am codnare pe o bordo, dar eu sunt codnare, mă scuzați. Da? Iar eu ascult altă muzică, că nu pot să ascult o mână. Sunt român, îmi place țara mea. Da? Nu, curent. În momentul de față, muzica asta, da, reinterpretată, care folosește foarte multe teme din zona asta, balcanică și zona românească, dar nu are acces pe radio. Și pentru mine întrebarea este, da, în condițiile în care ea este super vizualizată, super gustată de public, că, Doamne, acum, dacă ne uităm pe trending-ul de pe YouTube, 10 din 10 sunt în genul muzical anul. Cum Dumnezeu se face, dacă ele nu sunt promovate de către radio mainstream. Este cumva unconscious biases, uite ca să folosesc aici termenii de sociologie, ca prejudecată inconștientă sau este rasism asumat? Eu cred că trebuie puțin din fiecare. Pentru că dacă această muzică este cântată de alții, în mod automat devine hipster. Da? Și uite, fără să ne pregătim, Aurică, da, smile. Da, domnișoară, domnișoară. Smiley e de-al nostru? Nu. Și-a făcut implant acum. Da? Deci, haideți să mă pun o melodie. Da, voi sunt o lucrurică să cânt o melodie. Da, cum a devenit ea hit? Da, cum a devenit ea hit? Și a fost difuzată pe radio. Și vă rog să vă cântăm cum se cânta în Mahala. Și cum s-a cântat în Mahala 10 de ani. Când a fost în Mahala, era știut. Când a cântat-o un tip cunoscut Nero în spațiul românesc, dar a devenit hit. Eu repet, nu o să comentez chestia asta, ci vă las pe voi să o judecați. Hai! Asta e ispita, e totul interior.
De aici plecați voi și vă urmă revenim pe traiectorie. Credeți că doar respingerea un anumit gen muzical pentru că este perceput ca fiind cântat de rom este de acum. Pentru că, de fapt, din punctul meu de vedere, aici e problema cu acest gen muzical. Pentru că el este perceput ca fiind cântat de anumiți, o anumită etnie, respectiv etnia romă, pentru o anumită etnie, respectiv pentru rom. Acum Dumnezeu să mă ierte, dar Dani Mocanu nu face asta de vizualizări cu versurile alea din curvă, melodia celebră, da? Cu rom. Credeți, eu n-am ascultat așa ceva. Adică chiar nu pot să ascult așa ceva. Însă faptul că unii ascultă în buclă și zic că așa, frățioare, să stai cu celul pe cap ei, spune ceva despre societatea românească. Nu uitați că societatea românească a avut până de curând în istorie legi cum să ne batem femeia, ce dimensiune să aibă palmă. Dar și cum să ținem palmă și așa mai departe. Nu uitați lucrul ăsta. Și că violența domestică, din păcate, în spațiul românesc este extrem de tolerată. Chiar și în momentul ăsta. Așa, în momentul în care judecăm, repet, niște comportamente, în momentul în care, da, comportamente de consum muzical, trebuie să ținem cont de atitudinile, valorile care există în societatea respectivă. Și o să vă dați seama că, de fapt, lăutarul nu face decât să servească ceea ce clientul, da, își dorește. Dacă Dani Mocanu, uite că tot am menționat pe el, ar fi avut 30 de vizualizări cu melodia, credeți-mă, n-ar fi făcut-o pe a doua. Însă când a avut câteva milioane de vizualizări, a zis, frățioare, vin cu următoarea, te dic ștacheta, garda-i după mine. Și aia, 100 de milioane de vizualizări. Păi, ceva în neregulă cu societatea. Nu cu rog. Apă, fi și rog care ascultă, cu siguranță. Însă sunt, da, pentru rog eu cântă, cu siguranță. Însă rog eu au cântat foarte multe alte genuri muzicale și foarte multe muzici, care în momentul de față sunt uitate sau a căror identitate etnică a cantautorului nu este menționată. În perioada interpelică existau câțiva muzicieni care erau zei. Efectiv zei. Da, și de la Zavaidoc, primul, da, mare muzician produs de Columbia. Doamne, iartă-mă, Columbia tot ce a producea crema muzicii din lume. Și el a fost primul de România. Da? Și mai erau și, da, și alți câțiva care erau, cum se spune, zei, zei, mă. Lătărețul, Zavaidoc, Grigoraș Dinicu și mulți alții, da, erau solicitați de către Ministerul Apărării acelor vremuri, da, să meargă pe front pentru a îmbărbăta ostași români. Și mulți dintre ei se duceau și făceau spectacole, astfel încât oamenii să simtă românismul, să se simtă acasă. Pentru că muzica lor, de fapt, reprezenta universul ăla, da, de care ei se regăseau. Una dintre melodii, dar doi dintre ei au spune Cărtărescu, că doi dintre ei erau chiar la un moment dat așa într-o dispută față de o femeie. Și apropo, femeia aia era tot de etnie romă, zice balada. Și era, da, era de la Morav Brușoare, bineînțeles. Femeia romă în toată literatura este de Morav Brușoare, cu sânii pe din afară. Aveți vă aminte la țigănci, cocoșată de la noastră, da, și așa mai departe. Nu o să găsiți paranteză. Da, etnic rom, în literatura românească și relativ și cea universală, care să fie prezentată într-un mod pozitiv. Toți suntem răi. Toți, dar femeile sunt exotice. Da? Bă, uite, așa era și femeia asta, da? Care a strânit pasiunea atât de mare, încât ăștia au început să se omoare. Bă, vreau să fac chiar și un film, repet, e o baladă, nici măcar nu există, la adevăr, în povestea asta istorică, dar ci doar o baladă. Însă balada a devenit oarecum așa adevăr, pentru simplu motiv că a fost promovată pe acest. Zaraza. Da? Zaraza, da, știți melodia, da, a fost cântată ca romanță în acea perioadă.
încă în momentul de față mai este folosită. Însă pentru mine, mitul zarazei și legenda la zarazei nu înseamnă decât două lucruri. Țiganii răi, popoși care se bat între ei, aduceți-vă aminte, dar de șatra lui Loteanu, cum spunea oia cuțitul și se umorau pentru femei. Bă, în realitate nu m-am umorat cu nimeni. Eu unul, o să văd tău dar să mă dar unică din câte știu eu, nici ăla nu s-a urmărit nimeni. Dar adică, nu avem chestii de genul ăsta să luăm puțin pe să mărâm, dar mai mult decât au alții. Dar numărul infractorilor este relativ același, o mică supra-reprezentare în interiorul comunității, dar dată mai degrabă de pauperitate, nici de cât de apartenență etnică, pentru că nu ne naștem cu celule furăcioase. Apropo, dar sângele nostru nu are plasmă, celule roșii, celule de albi și celule furăcioase. N-avem nici celule gândăcioase. Dar nici nu alea dansare. Da? Nu. Și doar performanța muzicală este dată de muncă, foarte multă muncă pe care artiștii o au, da? Iar infracționalitatea, spune legislația, spune sociologia și cercetările, este dată mai degrabă de contextul de dezvoltare și de unde un promulțime. Cam cum a sunat Zarada, o să ne arate domnul Aurică și Daniel, da? Care noi spunem ca Jodilo, da? Pentru un simplu motiv că chiar dacă nu pare sau chiar dacă pare, el e etnic român, da? Care cântă limba romanii și se bucură de diversitatea alături de noi și îți mulțumim tare de Daniel. Cine este? Ești! În primul rând, ce pus cânt pericole. Nu mai... Ce tu sunt pachim, pentru că să mor eu... Să-mi rădim mai nemută, pachia asta. Să mor eu pe cuvântul meu, de unde așa ceva? Să vedem cum suna, să moară, să facă, apropo, că... da? Să moară, să facă, e la povar, e melodie, da? E nouă, nu pătea. Iartă-mi ignoranța, să fac sorbeți. Iertați-mi ignoranța, nu să facă. Când apasă lorita în palpe înserat cu tânciuri spetale de plin, ai norba din dulci lucid de vocal și ai trupul de șarpe felin. Cura ta e un poem de bine dorit, sunii tăi un zambur sublim. Ești un demon din vis care tulburi și minci, dar ai zâmbetul să-mi spui frumoasă zaraza, cine te-a iubit, cât ți-au vâns de bun după tine și cât ți-au murit. Vreau să-mi dai curaj dulce zaraza, să nu-mi vede mereu de a ta sărută. Da, preluat în mai toate culturile europene, da, și cântată de Cristian Vasile în România, înregistrat pentru prima dată acționată pe scena Teatrului Odeon în 1931. Da, deci repet, e un cover. Da? E un cover. Dar pe care foarte mulți spun, da, puțin, că de fapt melodia nu are autorul, da, când canta, ca cântărețul din România, spre exemplu, care a făcut cele de la România, era de asemenea, de etnie română, dar n-are nicio legătură cu melodia. Zarada nici măcar nu există, e un personaj fictiv. Însă, bă, s-au turnat filme pentru chestia asta. Da. Da, pentru că era, da, era, da, e jucat și tu, corect, da. Da, s-au turnat filme pe chestia asta, da, în care tipul de domne Zarada era femeia aia, în care... Patim. Da, și uite, s-a mai doc și cu Cristian Vasile s-a omorât pentru ea. Deja. Pentru că personajul de foarte multe ori este prezentat într-un mod negativ și oare cum să-l bate? Oare cum ăla care scoate cuțitul repet și sare la gât de foarte multe ori? De ce chestia asta?
habar nu am. Sau am habar, dar nu vreau să răspund. În perioada interbelică, Grigorache Dinicu este cel care ia muzica cultă, ia muzica de mahala și o aduce la Ateneu. Pentru că visul lui era să transforme muzica de mahala în muzică cultă. Și asta a făcut. Reușește, dar el era activist rom, unul dintre membrii Uniunii Generale a Romilor, care făcea militantism pe banii lui proprii și personali. Și se ducea în comunitățile de rom pentru a învăța să-și ceară drepturi. Pentru că în ciuda libertății care exista atunci, și uite cum suntem noi învățați cea mai dezvoltată perioadă economică a României, romii erau încă în acea perioadă sclavi. Mentalitățile și putere, dar și ideile rasiale erau extrem de prezente în acea perioadă, mișcarea eugenistă, care mișcarea eugenistă propovăduia, printre altele, ideea că în spațiul românesc există două minorități balaste. Minoritățile balaste erau evrei și romi. Și ce faci cu balastul? Două școli eugenice, una la Cluj și una la Iași, dar care dezbăteau foarte mult ce să facă minoritățile balaste, iar soluțiile erau simple. Una zicea să-i omoră, alta zicea să-i sterilizăm. România a ales varianta 1. Parte din neamul nostru, la propriu și la figurat, parte din neamul meu, da, a murit ca urmare a politicilor rasiale duse de guvernul Ponescu și de statul român. Din aproximativ 30 de membri ai familiei mele, s-au murit toți doi. Restul îngrașă pământul transnistriei. Perioada aia nu a fost foarte simplă, însă Grigorache Dinicu s-a încăpățânat să ducă această luptă. Și creează pentru prima dată Orchestra de Folclor Radio a României. Îi poartă numele și numele de față, Grigorache Dinicu. Da? Tocmai pentru că lumea și muzicienii și lumea artistică românească a înțeles foarte bine contribuția acelui om la ceea ce înseamnă dezvoltarea folclorului românesc. Ați auzit vreodată în spațiu public despre Grigorache Dinicu ca fi de etnie română? Nu. De Țancă, Uragan, ca să continui melodia aia, toată lumea știe. Cum se cheamă, da, voi, viitor sociologi, lucrători în domeniul științelor sociale, cum se cheamă în momentul în care omiți cu bună știință anumite lucruri? Spuneți voi. Eu știu, spre exemplu, teoria etichetării sociale. Și știu ce îmi spune chestia aia. Că de foarte multe ori, da, multe comportamente vis-a-vis de răi versus ăi la perioada interbelică, deci după ce au venit comuniștii, apar cu totul și cu totul alte sound. Pentru că muzica burgheză, tango-ul și așa mai departe, a început să fie extrem de limitat de comuniști. Era muzica intelectualității. Și folclorul reîncepe să ajungă în marca lui, să zicem așa, cât mai conservator tradițional. Totuși, ajung câțiva oameni care reușesc să polișeze acest sound și să-l transforme în o muzică extrem de gustată de public. Și apar câteva vârfuri. Romi Capuceanu, Gabi Dulcă și așa mai departe, care reușesc pentru prima dată să ajungă inclusiv în zona de înregistrare la Electricor. Însă, deschiderea de drumuri, și ajungem la Electro, a fost dată de o melodie care a avut nevoie de foarte multe aprobări să fie înregistrată. În istorie este prima melodie care are un catren în limba română. Prima. Un țigan avea o casă. Prima. Ea are originală robie. Mai bine spus, în perioada de post-robie, imediat de după. Însă au redescoperit-o cei militanții romi în perioada interbelică și au încercat să o împingă. Și au vrut să o înregistreze în limba romanii 100%. N-au primit aprobări. Dar au reușit totuși, datorită poveștii care este în interior, să înregistreze un catren în limba romanii. Pentru asta a fost nevoie la modul propriu de 32 de aprobări. Este prima melodie din spațiu românesc care are un catren, patru versuri, în limba romanii, și o să vedeți de ce. Aurică, mi-a ajuns cu melodia ta? Mă pui la ce crezi. Hai, hai că tu... Da, mi-a ajutat. Da, mi-a ajutat.
dintre mari soliști ai ohrim, va cântea decât unul singur, care a fost Doamna Dumitru Simine. Ăsta o ia și îmbracă în haine românești, transformând-o într-o mică, în cocoană. Da? La presiunea copiilor, ăsta începe să-și caute nevasta, copiii spuneau, mamă, uite, tatăl, mama, unde e, nu știu ce, ăsta începe să-și caute nevasta, o găsește la calafat, dă de boier, se duce la boier și zice, dă-mi boierule nevasta. Ăsta zice, păreacă lor, că aici așa nu-i nevastă. Zice, păi, e nevastă. Și ăsta zice, bă, dacă vorbește în țigănește, e nevastă. Ți-o dau așa cum se găsește. Dacă vorbește pe românește, îți iau capul calapește. Limba. Fundament identitate. Da? Și ăsta începe să-i vorbească în română. Și zice, femeie, hai acasă, copii, trăiți alții, familia, da? Asta lasă tot și zice, poți să mătiți un balate, eu mă duc în copiii mei. Da? La final. Ce învățăm din povestea asta? Cât de importantă este limba. Și atunci, mare întrebare din nou este, bă, în momentul în care cânti în altă limbă decât în limba ta, e muzică identitară sau este muzică pentru publicul larg? În momentul în care, la marea majoritate a cântăreților rock cântă în română, este muzica romilor sau muzica tuturor? E doar întrebare. Eu personal cred că este muzica tuturor. Iar în momentul în care Gabi Luncă, Rubi Capuceanu și ceilalți cântau, o făceau doar în limba română, maneliștii, față, majoritatea, limba română. Dar nu e țintită către comunitatea română, ci e țintită către public larg. Pentru că tu, de fapt, adresezi tuturor valorilor care există acolo. Gabi Luncă și Mariumi Capuceanu erau două competitoare, să zicem așa, în muzica de mahala și muzica lucrărească. Nu era cu regine și cu prinții atunci. Chiar da. Dar ce astea erau precum, hai să zicem așa, Facultatea de Sociologie de aici și Facultatea de Sociologie de la SNSPA. Da? Care era mai bună? Nu știu, cum e zice că asta de la universitate, le era la SNSPA, zic al lor. Însă, ideea este că cele două se respectau foarte mult. Muzica pe care o auzim și în momentul de față ne trezește nostalgie și foarte multă muzică de lor a început să fie rearanjată, reinterpretată de foarte mulți cântăreți actuali. Uite, zilele trecute auzeam o încercare de orchestrare a muzicii și reorchestrare făcută de Teodoros. Foarte interesant. Da, a muzicii Romi Capuceanu. O să vă cânte colegii noștri cam cum suna ceva în perioada aia. Într-adevăr, devine din ce în ce mai cald aici. Asta este. Dar o să vă cânte colegii noștri cam cum sunau muzicile din acea perioadă cântate de cele două, după care vedeți. Să vă mulțumim!
Da? O să auziți cum sună o manea în acea perioadă. Pentru că cele două readuc maneaua din nou în atenția publică. Deci maneaua a văzut în perioada intervenită. Nu mai era atât de celebră. Da, acolo era orientarea Mic Paris. Tango și așa mai departe. Însă, în momentul de după comunism, da, cele două au readus maneaua în atenția publică. Cu siguranță, o să știți, melodia. Copilăria mea a fost marcată de muzică turcească, pentru că muzica asta era top of the top. Gândiți-vă că muzica, dar și sound-ul pe care l-auziți, era ăla original. Adică cam așa, cam ăla era Bechinea. Adică fără top electronice, fără nucleară, fără sunet, fără mic, ci drept așezat. Da, trupa care se cânta era scurtă, da, țambal, ori țambal, ori nu era țambal, da, țambal, clarinet eventual sau vioară, da, bas, acordeon și voce. Dacă aveai trupa asta, erai cel mai șmecher din parcare, da? Pentru că asta era să cânta în mahala. Asta se cânta peste tot. Acum, după, în perioada aia, mai erau câțiva romi care erau extrem de vizibili, extrem de puternici în alte genuri muzicale, inclusiv în jazz. Și uite, în broșurile pe care le aveți, am văzut că este și Johnny Rodan în jazz. Da, el mai era Anca Pargă și Aura Ufuceanu, care erau vârfurile muncii de jazz în România. Da, muzica lor era gustată și solicitată, inclusiv de mari jazzmen din Statele Unite. Da, și dacă s-ar fi născut în altă țară și în altă perioadă, cu siguranță ar fi fost unele dintre cele mai puternice reprezentante ale genului la nivel global. Din păcate, au avut nenorocul să se nască în România într-o perioadă a comunismului. Toate sound-urile astea, inclusiv jazz, inclusiv muzica balcanilor, a fost preluată imediat după, au fost sau au găsit suport imediat după căderea comunismului. Un tip, în 1992, dacă mi-a dat bine aminte, pune toate sound-urile împreună și creează ceea ce în momentul de față se numește muzică balcanică. Da, el o creează înaintea multora, da? Înaintea lui Goran Bregović și celor pe care îi știm noi, numai că, de, el era Edwin Vrăbăl, ălaltul nu era, dar ăilalți aveau acces la Hollywood, el nu avea, însă în România a devenit zeu cu un album cântat pentru prima dată integral în limba română. Notă. Dezrobire 1856. Primul album integral în limba română, 1992. Asta ca să înțelegeți ce înseamnă chestia asta de ascunderea identității. Foarte mulți romi și-au ascuns identitatea și-au încercat să cânte pentru ceilalți.
Da? Și au încercat să își omoare un pic din etos. Da? Spunând, de fapt, știți, noi suntem doar lăutari și cântăm pentru tragedii. Da? Pentru că mâna întinsă care gustă o poveste, nu primește unii. Dar atunci erai nevoie, erai nevoit să faci lucrul ăsta. Dar arunem ca pe numele lui, vine să schimbă tot. Da? Și zice, bă, ia să vedem, noi numai cu muzică romanie, identitară adevărată. Putem să schimbăm ceva? Iar albumul lui a fost un mare hit în România. A fost un mare succes. Da, eu mi-aduc aminte de tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, care asculta în buclă acea casetă, că pe vremea erau casete, da? Pentru simplu motiv că era prima dată când își auzea limba, cânta. Bă, și sunau, n-ai bine. Cum sunau câteva melodii de atunci, o să vă arate Daniel și Mahalare. Piesa asta a fost făcută și mai recent. Hai, dă-te urmă! Ai, ai, camarola, camarola, ai, ai, camarola, camarola, ai, ai, camarola, camarola, mamă nu știu, că mă nu sunt e la rău, ai, ai, camarola, camarola, ai, ai, camarola, camarola, ai, ai, camarola, camarola, mamă nu știu, că mă nu sunt e la rău, plății și așa mai departe, cine ești până, cine ești numărul 1 și bineînțeles că lăutarii nu au rămas insensibili la povestea asta. Dar pentru că se duceau, spre exemplu, la nu știu ce eveniment și ăla zice cântă despre nevasta mea, uite, plină de aur, care-i valoarea numărul 1. Și ăsta ce vrea să facă pește, valoarea numărul 1, da? Și începe să cânte despre bogăție, despre... Din nou revin dușmanii, din nou revin toate chestiunile astea, dar ne întoarcem oarecum la valorile de secolul XIX. Pentru simplu motiv că capacul pus pe societate timp de 60 de ani a fost dat la o parte, în perioada comunismului. Și România se ține voie să facă din nou ceea ce îi să facă. Gucci, frate! Dar să facă că dacă ești pe tine, că dacă n-am văzut, nu mai putea să tragă cu tunul. Cum zicea Cantemir. Bă, dar măcar să bufuie foxili, să audă toată lumea că la mine e petrecere mare, se poate. Cum sună o melodie de genul ăsta, o să vă arate colegilor. Cred că știu. Da. Cred că știu. Thank you.
a fost plecat în primul acces, urmează și bine și mai nevastă. Despre teoria asupra omului și vă cânt și despre un Chopin, ca să vă răcoresc așa. Ce să fac? N-am fost eu. Continu, da? Normal să continu. Da. Întotdeauna când vă uitați și judecați chestiile astea, aveți în minte ce s-a întâmplat astăzi. Așa se întâmplă cu general. Muzica e bucurie. Dar în momentul în care omul se bucură, continu. Mesajul de foarte multe ori cade în secundar. Cu toate că mesajul de acolo era să mă mândresc cu bărbatul meu, e cel mai șmecher. Mă, un mesaj numai feminismul. Dar adică, dacă e să ne uităm mai acolo, bărbatul meu, reia lui, eu, joacă, hai, pe pastă, joacă pentru mine, aha, da? Toate lucrurile astea. Însă, după vedea mai înainte să aveți în minte povestea asta. Acum, au romii, dar muzica lor identitară, pentru că ceea ce am văzut până acum nu a fost muzică romă. Și a fost parte din muzica de cartier și folclor românesc. Da? Au romii totuși muzica lor identitară, sigur că da. Însă ai cântat în limba romanie. Dar n-ai fi să cânti muzica identitară în altă limbă decât a ta. E absurd. Adică, uite, Stanie cu Zurgălăi a fost cântată de Edith Piaf, la inițial,
preluată, considerată de mulți români ca melodie românească, însă când o auzim în franceză, parcă nu are nicio casă. Da? Apropo, în Slovacia, în Coș, era considerată muzică tradițională romă. Aceeași linie melodică. Pentru că, la urmă, ori inclusiv identitatea este un construct. Noi știm ce este asta. Dar care face inclusiv împrumut și așa mai departe. Nu mai există identitate pură. Când vă zice lumea cu românii pură, să vomitați un pic dacă puteți. Nu mai există așa ceva. N-a existat vreodată și nu există așa ceva. Ce înseamnă românii pură? Dar peste poporul ăsta, aici au trecut orți, ostrogoți, visigoți, gentiți, turci, tătari, dar lungi, romi, evrei și așa mai departe. Dumnezeule, mai vorbim de cuitate rasială într-o țară cu 21 de minorități recunoscute național și care au trăit împreună, este puțin stupid. Însă încă chestia asta ne este servită de foarte mulți politicieni ai vremurilor ca un element de mândrie națională. Eu zic să ne bucurăm de diversitate și să înțelegem că fiecare dintre noi e un mic univers divers, așa? În care e foarte posibil ca tradițiile noastre să găsim mai mult suntem minoritari decât majoritari, Dumnezeu știe. Muzica identitară română este destul de puțin cunoscută în spațiul românesc, dar pentru simplu motiv că ea este cântată mai degrabă în interiorul comunității. Totuși, există anumite melodii care sunt cunoscute la nivel global, pentru simplu motiv că au fost promovate foarte bine, de foarte buni și cunoscuți cântăreți neromi. Dar, din păcate, în momentul în care noi înșine ne cântăm muzica, suntem văzuți așa ca ciorile alea care n-au ce face. În momentul în care, și nu glumesc, voi înțelegeți că la muzica autentic romanii, festivalurile de muzică autentic romanii, unde se cântă numai limba română. Denominația folosită pentru a promova acele festivaluri este muzică balcanică. Nimeni nu-i spune muzică romanie. Cu toate că acolo cântă Malarai Banda, 10 căjini, dar pentru că e că toți când cântă limba romanie. Însă, băi, cât mă să spune muzică acolo? Noi stăm acolo. Spune muzică balcanică, face. Da? Ăsta e poate și un motiv pentru care încă aceste melodii și acești cântăreți nu au acces la posturile de difuzare în publicul românesc. Eu personal compar chestia asta cu ceea ce se întâmplă cu afroamericanii MTV, înainte de Michael Jackson. Apropo, știți, Michael Jackson este primul cântăreț afroamerican promovat de MTV. Și MTV-ul era, în momentul ăla, acuzat că este, de fapt, un white color television. De multe ori, cam asta încă se întâmplă aici, însă lupta continuă. Și fără voi, e doar o luptă pe care unii pentru o societate mult mai bună. Haideți să auzim cum sună o melodie, da? Începem doar cu melodie. Melodia asta este o melodie religioasă.
ceea ce am auzit mai devreme. Mulți n-au considerat de direcțioasă și au băgat-o părinții mei de muriceală de trătoare cap. Da? Ea este o melodie religioasă, este dinată Sfântului Gheorghe. Da? Eterleze, într-o sărbătoare tradițională în unele comunități de rost în spațiu este Coslav. Da? Și are legătură cu sanctitatea, cu Dumnezeu. Da? Nu poți când cânti de Dumnezeu să faci. Da? E ciudat. Însă, din păcate, foarte multe elemente identitare române sunt cântate într-un mod, hai să zicem așa, ignorant. Poate cel mai dureros este momentul în care se vezi imbul cântat în toate formele pământului, dar inclusiv în alea care duc la buriceală rătătoare cap. Imnul romilor este din nou cunoscut și din nou cântat de foarte mulți autori în spațiu românesc, da? Fără să spună niciodată acesta este imnul romilor. Și domnule, e o melodie mișto. Bă, nasol! Da? Că nu poți, adică e o identitate a unui popor pe care tu o iei și o transbagatelizezi și o duci așa, într-o zonă derizorie de consum. E puțin ciudat. Mi-aduc aminte că acum mulți ani în urmă, ProTV, poate Claudia și aduce aminte, dar lansase, au avut o provocare când a făcut imnul României din 1 decembrie în mai multe versiuni. Cel mai tare a deranjat imnul făcut de maneliști. Nu știu dacă ți-aduce aminte de chestia asta, acum vreo 8 ani, 10 ani. Da? Pentru că ziua ProTV coincide cu ziua României și atunci ei au zis hai să facem imnul în mai multe versiuni și a fost și o versiune cântată de maneliști. Băi, ce scandal! Însă imnul romilor poate fi cântat în cele mai ciudate moduri. O să vă cânte auzit imnul. Cel puțin o bucată din el. Și m-aș bucura dacă ați simți să vă ridicați în picioare. Programul pe care l-am, tot lăutat în semestrul 1, da? Discutăm mult mai mult despre istoria romilor și despre cum ei au ajuns în spațiul românesc, cum au făcut. De data asta mi-am dorit să fac altceva decât a fost în semestrul 1, nu de alta, dar dacă sunt aceiași studenți, să nu asiste de două ori în același tip de prezentare. Și atunci am dorit ca de data asta să vorbim mai degrabă despre prejudecățile
care ne mănâncă în momentul în care judecăm muzica romilor versus muzica romilor. Eu sper din tot sufletul ca după această prezentare să plecați toate câteva semne de întrebare. Și mai întrebați ceva inițial ce ați dorit studenții să învețe. Și am zis că nu cred că putem să învățăm ceva într-o oră. Însă să aibă semne de întrebare și să aibă în minte faptul că, uite, mitul peșterii funcționează. Da, și că încă mulți ne țin așa într-o peșteră înlănțuiți, în ignoranță și în prejudecăți, asta îmi doresc. Adică sper din tot sufletul ca fiecare dintre voi să gândească cum poate face țara asta, astfel încât fiecare dintre noi să ne simțim acasă. Și fiecare dintre noi să avem senzația că o porticică din noi este partea a ceea ce ne înconjoară și că România, așa frumoasă și iubitoare cum este, este o țară bună pentru noi toți. Și că trebuie să oferim celorlalți ceea ce noi înșine ne dorim să primim. Și că nu putem să oferim ură, ignoranță, dar ignorare și prejudecată și să ne așteptăm să primim iubire, solidaritate și înțelegere. România asta se arată cum așa cum o facem noi să arată. Este o țară superbă sau o țară de rahat pentru că noi o facem să fie așa. Eu sper din tot sufletul ca fiecare dintre voi să contribuie la ceea ce noi ne dorim să fie o țară superbă. În care copilul meu, care se va naște peste două zile, ca fiind defect pentru că taică-su este rom și nici ca fiind imperfect de-ai mei pentru că maică-sa e română. Mi-aș dori copilul meu să reprezinte frumusețea României alături de copiii voștri și să învețe că țara asta e superbă pentru că este diversă. Și să ținem diversitatea asta atât de mult cât de putem și să o îmbogățim. Muzica pe care am auzit-o astăzi, doar cu excepție ultimele melodii, nu a fost muzică rom. Absolut deloc. Însă toți cei care au cântat-o erau rom. Au auzit ce am cântat muzică romanită, a cântat jazz rom. Da, la Baidoc, a cântat muzică romină, a cântat, da, cum să spun eu, filonul românesc. Maria Lătărețu, privitoarea folclorului românesc. Da, Drăgoi, Grigoraș din Nicu, Habanamă, Sotonă, Sopleiată. Dar ei nu reprezintă neapărat minoritatea romilor, ci mai degrabă contribuția minorității romilor la ceea ce înseamnă etos românesc. Pentru că, da, vorbim despre etos și identitate românească construită și polișată și de o minoritate care este aici, încă de la începuturile devenirii statului român. La final, o să-i rog pe cei de la Mahalarea Banda pentru 15 minute să ne cânte ce simt ei că trebuie să ne cânte. Mahalarea Banda este una dintre cele mai bune și născute trupe de muzică romanie, spun eu, alții spun muzică balcanică, dar din spațiu european. Cântă pe toate festivalurile lumii, unde sunt promovați ca Roma Music Band, la noi sunt promovați ca totul altceva. Asta spune ceva despre noi, nu despre ei. Eu personal ofer scuzele mele pentru orice greșeală pe care am făcut-o astăzi. N-a fost cu intenție. Și sper din tot sufletul, da, să ne revedem mai buni, mai frumoși și mai liberi. Pentru cei care sunt în Ramadan, le urăt pace. Pentru care cei care sunt în Paștele evreiesc, să fiți sănătoși. Pentru cei care au Paștele Catolic săptămâna viitoare, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și pentru cei care sunt ortodoși, dragilor, să celebrăm învierea Domnului așa cum trebuie. Vă mulțumesc tare mult! Ne vedem data viitoare! Vreau să vă zic, sper că v-a plăcut, că a fost mișto. Vreau să vă spun că sâmbătă vă așteptăm în Piața Victoriei la un marș pe care Agenția Națională alături de partenerii organizează. Alături de noi vor fi cei de la Mahalarea Banda și Connector. Așa că dacă vreți să continuăm ceea ce am început noi, vă așteptăm sâmbătă începând cu orele 16, Calea Victoriei, apoi Piața George Enescu. Mulțumesc Gelu, mulțumesc Mahalarea Banda, mulțumesc încă o dată conducerii Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Comitorul Constituția și doamnei Protecan.
la Unia pentru tot suportul și sprijinul pe care l-au acordat în organizarea acestui eveniment. Vă rog! Să nu plecați, vă rog frumos, că nu semnați lista de prezență, vă rog. Mi-ai pus inima în mână, nu răspund.
și mie. Florile tale n-au nicio valoare, v-ați auzit? Sunt de a-ti, 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 a-
Victoria e ce m-am pițit. Nu-i să-l mă far, să-l mă cunoste. Nu-mi-o duceau din mele. Deci mă șef, atâta grație. Ce la Gloria e ce m-am pițit. Dacă ascultați manele, să răspundeți da. Fere bună, dragilor! Mulțumim tare mult! Dă-te mâna! Și vă rog, aminte! Mahalarul Banda pe Instagram! Avem nevoie să spargă totul! Și solistul Mahala, tot pe Instagram!